Vineri vom avea vizita președintelui, vom avea întâlnire cu alegătorii, într-o altfel de întâlnire, cu un altfel de președinte, o întâlnire a bunului simț, fără mită electorală, fără găleți și fără alte materiale care să deturneze atenția alegătorilor. În aceste zile, în Suceava, apartamente neîncălzite, în aceste zile, în Suceava, oameni fără locuri de muncă, în aceste zile, cei care ne conduc împart găleți și mită electorală pregătindu-se pentru fraudă. Așa cum am văzut, președintele încă jucător și încă președintea României sfidează orice regulă a bunului simț și se pregătește pentru fraudarea alegerilor. În Suceava ducem o campanie elegantă, ducem o campanie serioasă, o campanie în care arătăm avantajele candidatului nostru, care, așa cum ați văzut, este un altfel de președinte. Este un președinte care deja și-a dat primul examen, fiind mediator, principalul atribut al unui președinte,